putem fără de ei. Ce cauți în bucătăria Melisei? Ce te uiți așa la mine? Hania, mai tare! Ce se întâmplă aici? Ionuț, ce faci? Noi toți îl căutăm pe Ionuț prin toată casa. Uite la el. Da, Ionuț. 5 minute ai fost liber, singur. Și uite ce ai făcut. Bună dimineața! Iată că a luat sfârșit și vacanța de schi și a început școala. E prima zi. Păi, e tigur. Dar ce faci acum? Chiar cu noaptea în cap, tati? Cum te-ai trezit? Bine. După o vacanță îndelungată. Aș mai vrea să dorm. Da. Și eu. V-ați gătit mâncarea? Încă nu. Bine, așteptați, mă duc să mă schimb și eu. Nu vă grăbiți. Este ora... Cât e ora? 7:20. Reușim. Așa, ce să iau? O banană? Știu ce să-mi iau. Și acolo desertul. Pentru că eu sunt primul și m-am trezit mai devreme. Pot să mă culc acum la intrare? Astăzi la școală mănânc curișcă și pâine. Și fructe, Melisa. Și deja dimineața. E ziua! Da, dimineața deja este dimineața. Și nu noaptea. Hai să ne grăbim, pentru că e deja și 42. Tate, la radio cântă moldovenii noștri din Republica Moldova. Iar noi cu mami ne-am gândit să mâncăm uteci masa. Ard ledurile. Toată noaptea? Cu siguranță. Avem aici bebeluși care nu vor să mănânce singuri. Voi tot așa făceați la 3 ani. Ia să vedem cine a reușit să înțeleagă ce a cântat Mihaela. Astăzi avem parte de mult soare. Foarte mult soare. Și probabil că m-am îmbrăcat prea gros. A venit să banda de alergat. Hai că a venit. Dar unde v-ați pornit voi? Sunăm pe Melisa și Mircea. La noi a început școala, dar la altcineva deja a început vacanța. Ia să vedem la cine s-a început vacanța de schi în săptămâna aceasta. Astăzi încercăm un alt fel de ceai. Ceai cu fructe, merișor și căpciun. Da, Mihaela, acum trebuie să punem această apă fiată aici. Cine vrea, mă, măliguță? Și liniște. Mami, eu vreau. Pentru noi a mai venit ceva. Hai să vedem. O plasă. Un ozenie. Ce fel de ozenie? Gata, mi-amintesc. Eu l-am comandat. Îl pui așa pe jos. Te pui pe el și trebuie să se echilibrui. Vrei și tu să încerci? Zici că ești acel pe o bicicletă din aia cu o roată. Ce te uiți așa la mine? Ce cauți în bucătăria Melisei? Bucătăria ta este jos. Vreau și eu să testez, să văd cum e aici. Dar te rog frumos să nu-i spui. Astăzi la poștă au mai venit câteva colete. O haină pentru 3-4 ani. Și
pijama! Ce drăguț! Pantalon scurt și... un tricou! Cred că sunt pentru Miha. Repede cât nu mă vede. Următoarea haină este... iar pentru 3-4 ani, iarăși pentru Miha. Doar că este de altă culoare. Mai interesantă. Deși e același voi model. Voi ce credeți? Care este mai interesant model? Acesta sau cel care a fost mai înainte? Și acum... stai! Cred că știu! Iarăși o pijama, doar că este cu fețe zâmbitoare! Emoji! Foarte drăguț! Și cu mânecă lungă! Pentru 2-3 ani, pare să fie al lui Miha sau pentru Ionuț? Pentru Mihaela, cu siguranță! La voi în familie cine pregătește micul dejun? Scrieți în comentarii să știm și noi cine e cel mai harnic din familia ta! Ia să mai vedem ce avem aici! Oare iarăși o pijama? Pentru Miha! Ba nu, aici arată mărimea S. Să fie pentru mami? Sau pentru mine? Ce fel de pijama e asta? Nu, asta sigur nu este pijama. Pentru bucătărie? Nu, este o rochiță. De obicei, Melisa cu Mircea pregătesc micul dejun în familia mele mie. Dar de această dată, nu știu ce sunt ei ocupați acolo. Și am zis să vin să mă bag și eu în bucătărie, să văd cum e. Și îmi place foarte mult. Și ultima haină din acest pachet este la fel o pijama, zic eu. Și avem... o pijama. Ca la Mihaela. Da, același model, doar că mai mare. Este pentru mine! Pentru mami! Mircea, aici scrie 11-12 ani! Și are foarte multe elemente! Cu inimioare! Este un cadou de dragobete pentru tine, Melisa! Și pantaloni scurți! Sunt lampi de veche și au senzor. Noaptea se aprind și ziua se sting. Și nu trebuie să le aprinzi tu. Ți alegi ce culoare vrei. Alb, albastru, verde. Și cât de multe. Ce se întâmplă aici? Totuși la noi în mansardă încă plouă. Tatea seara a șters apă după ploaie și astăzi dimineață la fel e ud. Cum rezolvăm, Matei, cu ploaia asta, cu apa asta mansardă? Ne inundă. Poate știu acolo o gaură. Poate să fie și o gaură. Și cel mai important, că priza nu va fi ocupată. Este o priză în priză. Mai aici pune. Poți pune un infinit. Lamp de veche. Așa. Așteptăm noaptea să vedem cum vor lumina. Eu am plecat să pun prin toată mansarda. Și mai avem de rezervă, dar așa nu pierdem niciuna, pentru că ele se unesc. Eu fac întrecere. Iarăși lumini de veche. Tuzător de săpun lichid. La mine în duș, pentru că aceea... Și la mine.
pentru că eu îmi țin toate șamponurile, gelurile de duș pe jos. Eu zic să le testăm. Acestea la mine, în cameră. Și acestea la mine, în cameră. Eu am uitat că tati trebuie să ne înșurubeze pe perete. Deci vreau mai întâi să pun șamponul. Deci se deschide. Și în acest tub cred că pui. Da, doar că nu știu. Mai întâi să pun șamponul și apoi tati să-l pună pe perete. Sau invers. Melissa, eu zic mai întâi să-l punem pe perete. Să vedem unde să stea. Și după aceea să-i punem săpunul. Mai vrei? Măi, dar mâncăcioși mai sunteți. Stai că nu reușesc să vin cu mâncarea. Orez cu lapte, gem și unt și pâine. Am scotocit tot ce am avut în frigider. Hai, Miha, mai tare! Acești pufuliți sunt atât de îndrăgiți în familia mea, încât nu putem fără de ei. Zi de zi mâncăm din acești pufuliți glazurați cu ciocolată. Dar astăzi, Mihaela va încerca pentru prima dată pufuleții Pufu King. Hai să vedem care va fi reacția ei. Eu nu mai pot. Atunci, Matei, vin eu. Mi-am luat ticul pentru că și-am obosit. Ia să vedem cine vrea să guste așa ceva. Ia să vedem. Cine primul deschide? Ionuț a deschis. Hai, dă-i lui Mihaela și deschide tu pe cealaltă. Pufuleții Pufu King. Ia? Cum sunt la gust? Wow! Delicioși! Cum arată? Cum astăzi sunt? Când vom privi film, vom da acești pufuleți gustoși. Cum sunt, Mihaela? Buni, buni? Bomboane. Sunt ca bomboanele. Cine fură de acolo, de la Mihaela? Cum sunt, Miha? Gustoși. Poftă bună! Mulțumim! Dar pe mine cine mă servește? Hai! Melissa, privește ce am pregătit eu pentru filmul de această seară. Ești uscat! Vom privi film? Mai cum miroase? Da! Iar eu voi mânca pește. Au început să înflorească copacii. Te văzut? Uite acolo, la vecin. N-am observat. Da, e foarte cald afară. Și e primăvară, de fapt. Deja. Poți să zici că e primăvară. Felicitări cu sosirea primăverii. Dar nu e chiar atât de frig afară. Am și tricou, și vestă, și geacă. De iarnă. Ce le spui celor care au vacanță de primăvară? De schi, acum. Să aibă o vacanță fericită. Și să schieze. Salut! Vreau și eu cu liftul ăsta. Nu sunt crocanți castraveții. Cu fasole și ciolan sunt perfecți. Afară este cald, noi ne-am îmbrăcat foarte subțire și plecăm la magazin. Nu știu ce să cumpărăm, dar tati și mami au zis că plecăm la magazin. Am vrut să-i fac surpriză lui Isi, doar că am uitat. Priviți cum sare. Zboară atât de sus încât nu puteam să o prind când filmam. Și a zburat în tufa aceea. În tufa aceea, dacă cade un obiect, nu se mai găsește niciodată. Unde te duci, Matei? La magazin. Dar știi ce să faci? Să cumperi. Ce să cumperi? Ce
Voi ce cumpărături ați făcut zilele astea? Scrieți-ne și nouă, ce trebuie? Și ce cumpărăm de la magazin? Matei a zis ce avem nevoie în casă. Dar ce avem nevoie, eu nu știu. Hai că am ajuns să vedem ce găsim noi la magazin. Eu vreau să iau această canapea la mine în cameră. Este foarte moale și pufoasă. Mami și tati îi zic la asta oiță. Sau așa? Sau așa. Și mai bine. Uite cu ce s-a ales Matei. Ține, Mateaș. Ține-le bine să nu le pierzi. Noi toți îl căutăm pe Ionuț prin toată casa și să vedeți ce face el. Ionuț, ce faci? Duș? Singur? Dar cum ai pornit apa? Dar cum ai pus-o să curgă? Tu știi cum? Uite la ea. Face duș singur. La 3 ani așa ceva? Nu cred. Și cum te-ai descurcat tu singur aici? S-a prins lumina, apa, cu șamponul, eu nu înțeleg. Tu singur ai venit așa, da? Și cum ai prins lumina? De unde ai prins-o? De acolo. De aici? Da. Da, apa. Te-ai băgat în apă rece la început? Da. Era rece? Da? Și a făcut și caldă. Ai așteptat să vină caldă? Da. Și cum a fost să faci duș singur? Și am spălat cu șampon. Multe? Da. Și ai încercat toate șamponurile? Da. Da, Ionuț. Tare independent mai ești tu. 5 minute ai fost liber, singur. Și uite ce ai făcut. Ești piaptănă. Astăzi la poștă a venit încă un colet. Pare a fi unul mic. Hai să vedem ce avem. Husă de telefon sau sticlă. Ce credeți că este aici? Și... o foaie! Și eu sunt curios. Să citești ce scrie aici? Hai să vedem. Hai să vedem ce e aici. O cutie așa mică! Ce încape aici? Ruj? Da! Sau parfum? Ții minte, am făcut comandă de un ulei pentru buze. Da, este un ulei pentru buze. Și ce ai vrut să faci tu, Ionuț, aici? Acum și la parfumeț. Cu ce? Aceea lui tati? Da. Dar mai făcut așa? Da, am cu el. De câte ori ai făcut așa? Și am așteptat în baie aceea și am șters picioarele la mine în scaltă aceea mică. În bideu ți-ai spălat picioarele? Da. Și asta ai făcut? Da. Da, Ionuț. Deci, tati și eu și am șopit în tort. Da, încă vreo două surprize din astea și tortul se duce. Am glumit. Ai glumit? Dar tu ai făcut duș. N-ai glumit? Hai, mergem sus. Hai, du-te și spune tati ce ai făcut. Surpriză pentru tort. Cine e acolo? Surprizele. Spune, ce ai zis tu? Ai glumit? El a zis că este o surpriză pentru tati tort.